Jocul de weekend cu Toader Păun la Europa FM. Clubul de weekend la Europa FM, bună seara și bine v-am regăsit. Mi-a fost dor să ne întâlnim pe aceeași frecvență, frecvența Europa FM, iar în această seară, în clubul de weekend, avem un invitat cu totul și cu totul special, o vedetă care făcea furor prin primele telenovele românești de succes și făcea multe, multe suflete să suspine. Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii? Pur și simplu, de ce? De ce? De ce nu vii? Și uite că a venit în clubul de weekend Ambor Deianu. L-ați recunoscut din această piesă? Servus, Teddy. În care multe, și domnilor, multe, multe lacrimi mai curgeau pe fețele domnișoarelor. Și ale actorilor, că doar așa se numea, lacrimi de iubire. Plângeam de la început la coadă. De fapt, așa-mi imaginez o telenovelă, că se plânge foarte mult acolo. E, nu neapărat, dar da, se plânge. Dan, mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația în clubul de weekend. Ziceam că începem cu mărțișoarele încă din timp. Erai la un moment dat cel mai râvnit burlac. Nu știu, așa ziceau ei. Da, așa era prin toate tabloidele. Eu cred că cei care scriau asta nu mă cunoșteau foarte bine. Da, uite, și un pic mai devreme, în Drum cu Prioritate, Radu Constantinescu mărturisea că trebuia să ia televizor mai mare pentru... Da, sigur, probabil, dar nu cred că eram chiar cel mai râvnit, nu sunt... Da, mă rog, nu contează acum, ce să zic eu. Între timp ai devenit un familist? Da, sigur că da, sunt căsătorit, Teodora și Maria ne ascultă, probabil că se uită și pe... Facebook acum la noi. Tati, servus, tati. Chiar servus, care, Maria. Care e primul cuvânt pe care l-a zis, tati sau mami? A, nu mai știu. Mama a spus inițial. A spus destul de târziu, tata. Da? Da, nu avem... Câți ani are acum? Asta. 2 ani și 3, aproape 4 luni. Mulți. Aș putea să spun și zilele, dar nu cred că e caz. Atât de atent ești, notez tot? Na, e primul, știi? Am inventat roata. Eu acum am inventat roata, e primul copil și... Primul și ultimul? Vă opriți doar la unul? Doamne ajută, nu știu. Abar n-avem. Ce-o fi, o fi. Apropo de lacrimi de iubire și de cât de râvnit erai la un moment dat, am descoperit că ești un tip foarte sensibil după alegerile muzicale pe care le-ai făcut în seara asta. Nu neapărat, dar îmi place să ascult muzică foarte mult și, nu știu, am așa o pasiune deschisă nesfârșită pentru muzică. Bine. Și ascult foarte multe genuri, dar eu am ales melodiile negândindu-mă exact la oră. Acum o să vedem cum o să pice. Bine, sperăm să nu adormim pe toată lumea. Prima alegere făcută de Dan Bordeanu în clubul de weekend. Mamă, cum a fost? Cum poți să spui de Eric Clapton că adorme lumea? Imediat, când este atât de liniștită, te bag într-o stare anume, special așa de visare, nu să zicem că adorme. Lăsăm piesa să se audă la radio. Da. Mulțumesc. Da. Și îți spuneam că nu cred că o să o lăsăm pe toată, pentru că are vreo 8 minute. Nu-i bai, și alea 3 acorduri sunt suficiente. Și chiar temerea mea este autentică, că s-ar putea unii să se liniștească mult prea mult, știi, să intre în starea aia de relaxare. Nu, lasă că îi scoate noi de starea aia. Ne amintim de știrile de azi și ieșim din orice stare. Teoretic, în clubul de weekend încercăm să ne deconectăm, să uităm de ele, de rele, că sunt atâtea ore pe zi și atâtea zile, încât în weekend nu trebuie să intri în starea aia. Revenind la perioada asta cu telenovelele, bănuiesc că erai conștient de cât succes aveai și de câte suflete suspinau după tine. E o poveste mișto. Începusem să filmăm. În perioada aia locuiam în Piața Iancului, în apartamentul părinților. Și încă. Și începusem să filmăm de vreo câteva luni. Intrase pe post deja serialul, nu mai știu de cât timp, de vreo câteva săptămâni, poate maxim o lună. Și parcam de obicei pe trotuar, până la intrarea în bloc aveam vreo 20 de metri. Eu mergând, adică programul de filmare era infernal și a fost infernal de fapt pe toată durata timpului cât am stat eu acolo și am lucrat. Și nu prea înțelegeam ce se întâmplă în restul lumii. Știi? Eu eram la filmare și cam atât. Și deci n-am realizat exact ce se întâmplă decât în seara aia când am parcat și pe parcursul celor 20 de metri am fost oprit de 3 ori. De către oameni mi-au zis, felicitări, ce mișto, ne place, e frumos, bravo, lucruri de genul ăsta. Și am zis, băi, ce se întâmplă? Era, știi? Na, cam așa ne-am dat seama. Dar după aia n-a
pucai să... Adică n-am realizat până la capăt decât atunci când am mers cu poveștile alea prin țară, cu caravanele acelea, care mie mi se păreau odioase, dacă mă întrebați. Pentru că era, vezi, antrenat fiind să fii pe o scenă și să faci ceva, era foarte ciudat pentru mine să mă pună cineva pe o scenă să nu fac nimic. Eventual doar să mă bâții pe acolo, să bine, fac cu mâna. Lumea era realmente uneori isterică. Doar când apăream, mă lăsau la coadă, știi că eram bomboana de pe colivă, sau mai știu eu cum o fi, de pe tort, fiecare din perspectiva lui. Mie mi se părea, mă consumau foarte tare întâlnirile alea. Pentru că da, dacă le spuneam o poezie, știi că la admitere eram ok. Da, mă aplaudați, ne bucurăm împreună, e regulă, plecăm acasă. Dar așa mă puneau și eram ca o maimuțică într-o cușcă de afară zăbrele și hai, fă ceva. Păi ce să fac? Știi, și mă rog, făceam tot soiul de trăznăi și atunci am realizat, de fapt, ce se întâmplă. Erau mii de oameni. Eu n-am, în viața mea, în spectacole de teatru cu mii de oameni, n-am avut. Am avut cu, na, maxim, câteva sute de, 700-800 de oameni, dar în niciun caz mii, zeci de mii la un moment dat. Zeci de mii. Iar eu după o întâlnire de aia eram terminat. Dar se întâmplau din astea ca în filme, veneau să te spui și să tragă de tine, să ia bucăți. Am pățit-o și nu era foarte... Acum spun o chestie, n-am spus-o niciodată public. Aveam, normal că eram păziți, știi? Și erau băieții de la, nu știu cum să zic, de la bodyguards din ProTV. Na, ce să... Din postul respectiv. Mă rog, nu contează. Care erau angajați de mulți ani de zile pentru post și păzeau tot soiul de personalități, inclusiv Armand Dasante, de ăștia care veneau să filmeze în România și erau încântați că era pentru prima oară când chiar își făceau treaba, pentru că dacă Armand Dasante se plimba prin mall, nimeni nu-l băga în seamă, că nu, nimeni nu-și imagina că e Armand Dasante și chiar dacă își imagina, erau destul de așa. Dar la noi, realmente se reacționa și era pentru prima oară când oprea pe cineva, stai mă, nu sări pe el, nu-l omor încă. Și am pățit-o la un eveniment când m-am dus, eu eram așa mai ieșit din... Găsește că eu, înainte de telenovelele alea, eu stăteam prin vamă, na, eram de cu totul, adică, cum să spun, background-ul meu era de cu totul altă factură decât cel al telenovelor sau al vedetelor de televiziune. N-aveam nicio treabă cu chestia asta. Dar, mă rog, a fost un rol care mi s-a oferit, un job pe care l-am luat, mi s-a oferit, îmi dădeau niște bănuți, îmi făcea meseria, de ce nu, știi? N-am realizat la început că va fi demența aia. Bine, dar cred că până la urmă ți-a plăcut viața asta așa, să fii în lumina reflectoarelor. Nu, nu, nu neapărat, pentru că vezi, ca cântăreț care are joburi la anunți și la, știu ce, alte zile ale satului sau ale orașului cu tare X, Y, de muzică populară sau nu, ca vedetă de televiziune. Ăștia e ok să apară la televizor. Actorii, cu actorii e mai dificil, pentru că ei trebuie să... Pe ei trebuie să-i crezi în diverse posturi, în diverse roluri, în diverse personaje, în diverse locuri. Și atunci, dacă are o expunere, un actor are o expunere mult prea mare, cum am avut eu, are de suferit. Pe consumă. Hai să ne întoarcem și în direct pe radio, te rog. Poți să spui căștile. Suntem alături de Dan Bordeanu în clubul de weekend la Europa FM, locul în care stăm la povești frumoase, povești pe care de altfel le puteți urmări și video live atât pe pagina de Facebook Radio Europa FM, cât le puteți asculta și pe frecvențele noastre. Iar dacă tot ne urmăriți și pe Facebook, nu uitați că acolo comentariile voastre sub formă de întrebări sau orice alte observații o să ajungă în direct la Dan. La fel se întâmplă și cu mesajele pe care le dați pe WhatsApp la 0728111222 și mă uit acum că deja s-au adunat foarte, foarte multe mesaje. Promit să trecem prin întrebările voastre în foarte scurt timp. Ziceam, Dane, că ești foarte, foarte sensibil să-ți închizi sunetul la telefon. Mă uitam și eu și nu vedeam unde-s mesajele și am apăsat pe asta. Nu sunt un utilizator... De altfel am descoperit că nu ai o pagină oficială de Facebook. Aoleu, lasă-mă cu oficială asta, că mi se pare, sună atât de prost. Am întâlnit de oameni cu numele oficial. Lasă aia, nu zic să fie în zona penibilă. E o simplă pagină personală pe care am postat eu din când în când. Nu știu, trăznăi, nu foarte des. Am mai scris în momente în care frustrarea și disperarea de pe străzi mă...
mă făcea să scriu, dar în general nu-l folosesc foarte des. Hai să ne întoarcem la prima piesă pe care ai ales-o, una destul de liniștită, de la Eric Clapton și B.B. King. Da, e un album pe care l-am înregistrat împreună, din păcate B.B. King s-a prăpădit acum câțiva ani, anul trecut sau acum 2 ani, nu mai știu. Da, Riding with the King se numește albumul. Pentru cine nu l-a descoperit încă... Am auzit că ești pasionat de radio, deci încerc să-mi iei locul în acest moment cu prezentările. Nu, nici chiar așa. Nici... De ce piesa asta? Îmi plac amândoi. Uite, îmi place să cânt la chitară, îmi place muzica și cum n-am îndrăznit și nici nu sunt în stare să cânt altceva, am învățat să cânt blues, pentru că e limbajul muzical cel mai simplu de învățat. E drept că nu e simplu de cântat, pentru că trebuie să ai acel... blues în tine, altfel nu iese. Chiar dacă-s notele alea, nu se leagă. Îți amintește cumva de vreun eveniment din viață, piesa asta? Nu, nu, niciun caz, nu. Dar B.B., chiar și piesa asta, B.B., în momentul în care i-aud chitara pe Lucille, mă face să zâmbesc. Zâmbesc așa, ca bou, știi? Stai, o ascult și indiferent că e tristă piesa sau nu, pentru că bluesul nu înseamnă neapărat tristețe. Da, sigur că înseamnă blue, starea de... Dar nu e neapărat... Și zâmbesc așa, zâmbesc. Și bine să sunt puține lucruri în viață care, la care te expui și care îți aduc un zâmbet așa, dar nu un râs, nu hohote de râs, nu hăhăială de aia, știi? Mie îmi plac, uite, de exemplu, serialele de comedie nu-mi plac alea la care râzi, nu te mai poți opri. Mie îmi plac alea care te fac să zâmbești așa. Și zâmbetul ăla care poate exploda la un moment dat într-un râs, dar nu neapărat. Pe tot parcă e un zâmbet acolo. E mișto așa, parcă. Apropo de zâmbet, ai jucat în Friends? A, exact la Friends mă gândeam, știi? Exact. Bine, nu-s fan, nu m-am uitat așa, am văzut episoade, dar exact la Friends mă gândeam, la Joey are o scenă și tot timpul când mi-amintesc de scena aia, zâmbesc, tot așa ca la Bibi. Uite, vorbim de televiziune și de seriale, dacă ar fi să mai joci într-un serial de televiziune, cu ce gen te-ai simți confortabil? A, nu știu genul, nu. Chestia asta, știi cum e? E ca întrebarea aia care este pusă actorilor. Ce-ți place, dramă sau comedie? Sau... Nu știu, habar n-am. Ce-o fi? Sincer, sitcomurile nu mă coafează. Nu mă omor după ele. În telenovele te întoarce? Nu cred. Nu mai am ficat. Nu, realmente nu mai am ficat de așa ceva. Știi că e foarte interpretabil ce ai zis, că nu mai am ficat. Nu e interpretabil, știi că e... Nu adică e deloc. Exact ce... Este exact ce am spus. Okay. Nu mai am ficat. Închis multe. Nu mai știu ce vreau să zic. Vreau să zic ceva. Te-am pierdut, dacă era nu, tot nu, asta... că vreau să spun, da, exact. Am spus un pic mai devreme, dar aș vrea să subliniez, habar n-aveam de la început că va ieși așa. Nu știam. A fost un rol, un casting. Apropo de fapt, rol. Nimeni nu știa. După ce s-a întâmplat nebunia asta cu telenovelele și cu supraexpunerea și ai fost mereu în lumina reflectoarelor, au început și tabloidele să-ți acorde foarte multă atenție. Da, și din inițiativa lor și din inițiativa altora, eu plecând a trebuit să, mă rog, nu intru în detalii, dar da, au început să-mi acorde atenție, nu înțeleg de ce, pentru că mai pămpălău ca mine nu găsiți. Și adevărul e că nu prea parcă eu la, uite, la chestii de-astea, evenimente mondene, la nu prea mă găsesc, știi? Și în cărciumile pe unde mergeam noi cu actorii până orașul, nu veneau ăia, că nu aveau ce căuta acolo. Chiar o să vreau să vorbim despre chestia asta, pentru că, în general, vedetele, persoanele publice caută atenție și profită de familie ca să iasă... A devenit așa un soi de job. Știi? Un soi de marketing personal pe care îl folosesc la greu. Mi se pare, nu știu, e alegerea fiecăruia, nu pot să judec pe nimeni, dar nu e a mea, niciun Bine, caz. Vorbim imediat despre un eveniment la care totuși ai fost și ai fost cu prietena ta. Ai tras cu urechea. Asta e jobul. Ce să-i fac? În clubul de weekend imediat la Povești cu Dan Bordeanu suntem și video live pe pagina de Facebook Radio Europa FM, iar dacă aveți întrebări pentru Dan, pe numărul nostru de WhatsApp 0728111222 sau dacă vă vine mai comod, le puteți scrie direct în comentarii la live-ul de pe pagina noastră de Facebook. De weekend cu Toader Păun la Europa FM. Acum toate. Ba, da, pot să zic acum pe Facebook. Da, lasă să o spunem în direct dacă a fost mai tare și dacă se nu, poate. Nu, o spunem pe aia în direct, dar o spun ție una și mai tare. Asist la un accident. Adică mașina din fața mea care făcea stânga pe verde, din stânga vine o altă mașină pe roșu, intră direct în ea. Nu pățește nimeni nimic, erau două femei la volan, ambele șoferi, două șoferi, mă rog. Și cobor să mă asigur că sunt în regulă, îți dai seama, na. Impact destul de nasul aia care a trecut pe roșu venea destul de tare.
dar i-a prins cumva roțile din spate, deci nu s-au... Cert este că am coborât și i-am lăsat femeii care era în fața mea și care trecuse pe verde, i-am lăsat numărul meu de telefon și numele să mă caute în caz că are nevoie de declarația mea, că am văzut că trecuse pe verde, na, eram martor, am văzut că stă în regulă, n-avea rost să mai stau, am plecat. La vreo jumătate de oră după, poate nici jumătate de oră, încep să sune telefoanele. Maica mea într-o panică îngrozitoare, pentru că pe un post de televiziune, mai ales, nu pot să-i dau numele, dar e de știri, pe realitate era, dar pe vremea aia încă mai era realitatea, nu mai știu care e faza, titra mare, Dan Bordeanu implicat în accident auto, nu se știe starea, nu se știe, au început să sune rudele de pe la Sibiu, wow. De la, aoleu, dar ce-a pățit Dan, că ce-i cu el, maica mea care are o vârstă, bă, îți dai seama, când afli așa ceva de la televizor și de la telefon, că de fapt așa a aflat. Mă rog, bref, mai trec încă 5 minute și mă sună cineva de la post, respectiv de televiziune. Vrem să intrați în direct, să ne spuneți ce s-a întâmplat? Zic, domnule, nu s-a întâmplat nimic, eu n-am fost implicat în accident, eu am fost martor, am plecat, ce era să... Da, totuși să intrați în direct, nu știu ce, intru în direct, explic că nu am fost implicat în accident, am fost doar martor și ultima întrebare pe care realizatorul mi-a pus-o, după ce am explicat foarte clar, să fie foarte clar pentru toată lumea, am fost martor, nu am fost implicat în accident și ultima întrebare a fost următoarea: și mașina noastră e în regulă? Băi, deci în momentul ăla îți dai seama că vorbești cu un reporter care e live, care probabil are niște întrebări, nu mă interesează, dar care nu te ascultă. Sau nu neapărat că vorbe... Nu, dar era o chestie gravă, nu, era implicat într-un accident și după toată nebunia el zice: mașina ta e în regulă? Păi cum pisici să nu fie în regulă, frate, dacă eu l-am fost implicat în accident? Ei, stai așa, că poate încearcă să te prindă, știi? Eu zic că n-am fost implicat, e simpatic, dar nu. Te ia pe la Ploiești. Așa, faptul că era o chestie pentru familia mea, pentru oamenii mei apropiați, chiar a fost traumatic, știi? Toată povestea a fost destul de dură, până să afle că stă în regulă, știi? Bine, las că ajungem la povestea cealaltă, da, care se poate spune mai mult și este mai funny și mai ușor de spus la radio, dar o să o ascultăm pe Rita Ora și după aia... Cine e Rita? Băgăm cu poveștile. O tipă care cântă bine. Nu ești fan, înțeleg. Chiar nu, ce muzică asculti? Băi. Marcus Miller e cel mai tare basist de jazz. Na, ce Marcus Miller vine un pic mai încolo. Nu, dar... După Rita Ora. Muzica, a, ascult, uite, ascult. E Sheeran, că îi place lui nevastă și lui fimea. Ascult ăștia, zic, muzică de-asta mainstream, dar nu foarte mult. Adică, și mai ascult Despacito pentru că e trasă foarte... Ascultă-mă, și de ce? Am scule mișto de muzică. Se vede că a făcut ochii mari. Nu, dar e masterizată adică foarte Eric Clapton, bine. Eric Clapton, Despacito. E masterizată foarte bine. Și îmi reglez sculele pe ea. Ok. Exemplu. Are niște frecvențe de bas foarte mișto de reglat... Cum zici tu, nu te pot contrazice. Da, sunt niște piese pe care le ascult doar din perspectiva asta. Deci super mișto masterizată. Altceva? Ascult mult blues, dintre mult artiștii jazz. Români? Nu, cred. Nu, Timpuri Noi sunt singura trupă care mă excită în vreun voci fel. Feminine care îți plac? Nu. Alexandra Ușurelu, care mi-e și amică, mi-e și prietenă. Și care chiar are... Și care te-ar fi alergat cântă, dacă nu ziceai de acum. Total ieșit din mainstream, ca să zic așa. Nu știu dacă ai fost la Teatrul Național când a avut... N-am fost. A avut tot felul de spectacole din astea și în mod uimitor oamenii rezonează cu... Da, pentru că este chiar foarte mișto ce face. Și este și Bobby ce face cu ea. Lucrează împreună, mă rog, sunt și împreună. Și e foarte mișto. Și are un timbru fabulos. Am și cântat cu ea. Avem o cioacă de piesă pe YouTube. Serios? Serios? Și am și ajutat-o să filmeze un videoclip. Unul dintre primele videoclipuri, joc și eu în el. Da, frumos. Da, sau mă rog, joc eu cu ea. Încerc să ajung la live și nu vreau să mi se încarce Facebook. Uite, la mine merge. Te cred că la tine merge. A. Știu sigur că merge, gata. Da, se uită nou. Uite, mi-era dor, spune Lidia, bun actor. Poți să-l dai încet, o să ne auzim sunet în sunet. Și o să fie Inception. Scuză-mă, dar n-am auzit nimic că vor merge asta. Ce-i cu Inception? Domnul Dan Bordeanu, se vede în filmul serialul Fructul Oprit de pe Antena 1? Cine? Ce? Ești în Fructul Oprit. Nu există așa ceva, no way! Mi-era dor, spune Lidia. Da. M-am mai nebunit cu atât de multe mesaje, dar sunt 3 mesaje. Pe WhatsApp am mai multe și am imediat o să dacă te... mai sunt întrebări, zim. Mă uitam acum la cadrul ăsta general, așa că sunt... Ne-a luat barca și e într-o parte, Bogdan. Da? Dacă poți. Nu știu, eu am un singur cadru. A luat o cameră, unul? Așa a plecat. Da, există Da, se schimbă.
Este unul direct pe tine, este colegul Andrei care stă față în față dincolo de borcan. Exact. Și ba, are bulă. Nu, mă, nu e într-o parte. Da. Se pare ție. Mie mi se pare că are bulă, că uite, la Europa e... Și Mihaela îi place foarte mult de Alexandra Ușurelu. Da, este deosebit. Și a ascultat și piesa pe care o aveți împreună, a văzut și clipul. Da, ea o joacă, era într-un studio de înregistrări și nu mai știu cum au ajuns la piesa, că de fapt nici nu e piesa noastră, e piesa de la Zob. Uh-huh. Nu mai țin minte cum se numește acum, poveste de dragoste, nu mai știu cum se numește. Și hai să, așa, în joacă. Și sunetistul care ne era prieten și era și, și pianist și așa, a tras niște, am tras vocile, am tras și o chitară, a pus el o pian acolo și după aia a postat-o pe YouTube. Eu a zis, da mă, pune, care e problema, nu e nicio problemă. Și vreau să spun că super succes. Bine, sigur, e un cover, da? Un cover făcut în vreo jumătate de oră, într-un studio improvizat. Repede. Uite și Viorel, știi că ziceam doar de doamne, domnișoare la care ai foarte mare succes, uite și Viorel din Argeș te admiră. Servus, și Viorel. Chiar așa scrie, vă admir enorm, adică să nu crezi. Mulțumesc, Viorel. Să trăiești. Cu familia, cum e? S-a obișnuit așa să fii tot timpul pe drumuri, agitat, repetiții? Da, sunt momente și momente, ca în viața și în existența oricărui freelancer în ultima instanță. Bine, sigur, eu sunt angajat la Teatru Notara, am joc spectacole, am și repetiții din când în când, dar nu e un program, într-adevăr, nu e un program regulat așa. Și după aia, da, plecări. Da, se întâmplă, nu știu dacă ne-am obișnuit, nici nu cred că ne-am pus problema. Teo, cum ești? O întreb pe soția mea, cum e? E ok? Dă-mi și mie un mesaj dacă ești ok. Da, nu, suntem, nu știu dacă, sincer, nici n-am plecat calupuri mari de timp. Adică n-am plecat perioade lungi de acasă. Cel mai mult cât că am fost plecat o săptămână, am avut o filmare, un scurtmetraj. Dar în rest, zile, așa, zile. Plec, mă întorc, plec, mă întorc, plec, mă întorc. E ok. E ok. Mi-e dor, oricum, de Maria, mi-e dor de secunda care plec. Da, nu, sunt... Ai vrea nu, să fac același lucru terminat, ca tine? Sunt terminat. Ce anume? Actorie, showbiz. Habar n-am. Să știi că suntem niște oameni destul de relaxați din punctul ăsta de vedere. Uite, m-ai întrebat dacă m-a deranjat că a zis mama sau tata. Nu, nicio treabă. Jumate din persoanele care care o văd... Hai să povestim pe radio despre asta. Clubul de weekend la Europa FM cu un invitat tare, tare simpatic este Dan Bordeianu alături de noi în studioul Europa FM și îl vedeți și video live de altfel pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Acolo îi puteți scrie întrebări. La fel o puteți face și pe numărul nostru de WhatsApp 0728111222. Dan ne întreabă Andrei Cosmin în live-ul de pe Facebook dacă ai vreun proiect la TV în viitor sau te limitezi doar la teatru și film. Nu cred că un actor, na, un freelancer din România poate să spună mă limitez. Na, faci ce faci. Deocamdată nu sunt proiecte legate de televiziune. Mă rog, nu sunt clare, dar proiectele de teatru... Ți-ai dori să te întorci în televiziune? Nu neapărat. Mă întorc de bani, vă spun sincer. N-am treabă, nu. Vă spun public, le-am spus-o și lor. Singurul motiv pentru care mă duc în televiziune, repet, seriale și altceva, că îți faci meseria ta. Am înțeles. Apropo de meseria ta, într-o piesă de teatru absolut senzațională, legată și de un film foarte frumos, Secretul Fericirii. Acolo, da. Vorbim despre piesa asta de teatru care se joacă din martie la Palatul Național al Copiilor și a trebuit să vă grăbiți dacă vreți să prindeți un loc, pentru că este bătaie mare pe Este, pe am aflat de curând. Soția mea vrea să rezerve niște locuri pentru niște prieteni și se pare că nu prea mai sunt foarte multe. Da. Pe 27 martie este spectacolul, alături de Vlad Zamfirescu și Irina Velcescu, pe un text de Alexandru Popa, un scenariu absolut fabulos, fabulos, o oră și 40, probabil o oră 40 și ceva de minute, trei actori, trei personaje, tot timpul în scenă, un text foarte dificil din punctul nostru de vedere, e așa, un ping-pong psihologic, cu răsturnări de situație la minut,
la minut. De, pe noi ne ia amețeala, da, pe, dar într-un sens foarte bun. Nu simți, cred că și dacă ar sta pe lăzi de plastic sau de lemn, spectatorii n-ar simți o oră și 40. Serios să spun. Bun. Și nu spun pentru reclamă că... Na. Că deja s-au vândut biletele aproape da, toate. Da, da, da. Bine, se joacă și în țară. Pe 4 și pe 5 suntem la Craiova, respectiv Târgoviște. După aia, pe 28, vom fi la Focșani, în cadrul unui festival de teatru. L-am mai jucat în țară, în diverse festivaluri și la în diverse orașe. Na, dar nu, e... Vă spun, eu, de cât am terminat în 99, asta înseamnă 20 de ani de când am terminat facultatea și 22 de ani de când joc profesionist pe o scenă, pentru că joc din anul 2 de facultate, punând și cei 2 ani din începutul facultății, punând și filmul făcut la 11 ani cu Elisabeta Bostan. Deci de 20 și ceva de ani de când fac meseria asta, Doamne, cum sună! Eu n-am întâlnit text care să nască așa reacții. Și nu vorbesc numai de râs, că se râde într-adevăr, dar se și plânge. Adică e... Bun, vorbim de Secretul Fericirii. Este și un film pe care ar trebui să-l vedeți separat de piesa de teatru, pentru că sunt este două povești. Ce n-am precizat este că regia este făcută de Vlad Zamfirescu și a filmului și a filmului în debut, practic, pentru că el debutează ca regizor. Să știi că Vlad, că am vorbit despre de... Secretul Fericirii, film, așa da? Că nu da, e da, vreau să eu să revin. Vorbesc, pentru că eu am jucat cu Vlad. Suntem generație, l-a terminat cu puțin timp înaintea mea, un an sau doi înaintea mea. Ne cunoaștem din facultate, ne cunoaștem din teatru studențesc Podul. Am și jucat, inclusiv în telenovele, am jucat împreună. Chiar am jucat și nu o să uit asta toată viața. Poate nu se-i placă că povestesc asta, dar aveam o scenă, două, trei sau trei scene de le jucat, erau legate, noi așa le spunem. Și textul era, nu se putea spune, nu se putea rosti. Și nu spun asta degeaba, pentru că o să o leg de ceva. Și n-aveam cum să-l spune, pentru că era, mă rog, nu se putea rosti. Drept pentru care am decis să jucăm și personajele erau beți. Adică amândoi eram atât de beți, că puteam să spunem în condițiile alea textul ăla. A fost fabulos. Și de ce spun că nu se putea rosti? Pentru că la Alex Popa, dramaturg, pot să-i spun deja dramaturg, el a nu știu câte piese deja scrise, scenarii de film, scenarii de seriale și așa mai departe, și nu face asta de foarte multă vreme, la Alex nu vrei să schimbi o virgulă, un sunet. Dacă este o onomatopee acolo, o rostești, pentru că nu e degeaba. Este absolut fabulos și singurul autor român la care mă întâlnește asta, știu că vorbesc foarte mult, să uită-te din la mine. Dar e bine, sperăm, pentru radio e bine, nu? Nu, mai am o piesă de dat de la tine. Stai, să termin. Singurul autor la care se mai întâmplă lucrul ăsta, în care nu schimbi o literă, este Caragiale. Știi care este singurul motiv pentru care nu-l chem pe Florin Piersic? Mi-e frică că nu mi-ajung două ore să stau de vorbă cu el. Nu spun bancuri, habar n-am, sunt prost rău. Deci, la Cluj, să nu mă pune să spun bancuri ca Florin Piersic, că nu pot. Când am stat la Cluj la povești cu el, ne-am luat la revedere, ne-am luat în brațe foarte frumos... 10-15 minute după ce s-a durat doar la revedere. Știu, este un dulce, știu. Am jucat împreună, știu, l-am cunoscut destul de bine, este fabulos. Clubul de weekend continuă la Europa FM cu cea de-a doua alegere a lui Dan Bordeanu și povestim de ce Marcus Miller și mai ales povestim despre cum e să apar prin tabloide, să te oprească, să te înconjoare cu mașinile în trafic. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Ai publicitate sau n-ai în ora asta? Ai, 11, e și 20, câte cea? E nu. Și 36, 37. A, da, trece repede. Eu de-abia m-am încălzit. Mă bucur foarte mult că te simți bine. Chiar o să vreau să povestim după Michael Jackson, cred că o să povestim și va fi ultima noastră intervenție despre... ce s-a întâmplat cu paparații în trafic. Păi și vrei să terminăm cu aia? Decât să terminăm cu lungmetrajul, care e mult mai ok. Terminăm și cu lungmetrajul și cu planul, cu toate, doar că să te rog să fim un pic mai concentrați, așa. Da, am înțeles. După Marcus Miller... dacă asta vrei... nu durează o minută, da? Durează, nu știu cât, 4-5. O să dureze 3, spun eu. Mă simt ca la cenzură. Mamă, și are un solo acolo de chitară la final, mamă. Da, glumesc, Teddy, nu. Stai. După Marcus Miller, trebuie să introduc o rubrică foarte, foarte scurtă. O să te rog mult de tot, Andrei. Andrei este colegul care ne ajută cu transmisia video pe Facebook. O să te rog mult de tot să lași microfoanele din studio cât este rubrica și cât povestim noi acum. Mersi mult.
pentru că înainte să introduc rubrica, povestim și despre Marcus Miller, de ce alegerea asta. Da. Doar cu rugămintea să ne limităm la vreo 30 de secunde ca să apucăm să spunem și de film. Asta cu filmul chiar mi-ai dezvăluit-o înainte, nici nu știam că pregătești în aprilie. Nici eu nu m-am gândit, pentru că, uite, e nou. Bine, nu e nou, că de mult se pregătește povestea asta, dar nu mi-a venit ideea decât azi și l-am și sunat, sincer, pe regizor și l-am dat, băi, ok, dacă zic că nu mi-a trecut... Azi mi-a trecut în cap. Da, nu, mie mi se pare senzațională piesa asta. Și chiar o să iasă, nu știu, o să iasă mișto. Povestim despre el imediat. Mie mi se pare senzațională ideea asta cu piesa de teatru, film și... Da. Pachetul complet și mai ales că sunt diferențe. Dacă ai mers să vezi filmul Secretul Fericirii, nu o să ți se pară că... Textul este scris de asemenea manieră încât se pretează foarte ușor și la film și la... E o singură locație și atunci... E simplu, știi? E simplu să o faci teatru. El nici nu știu dacă mă întreb, habar n-am, sincer, dacă a fost scris inițial ca scenariu de film sau pur și simplu ca piesă de teatru. Dacă mă întreb, cred că piesă de teatru. Și după aceea s-au gândit, stai mă, dar de ce nu-l face film? Îmi pare rău că nu l-am jucat eu, dar nici nu s-a pus pe aia, că nici nu... Na. Bine, s-au aliniat după aia planetele și da, ai ajuns în... Repetam. Lucram cu Vlad la efecte colaterale de la notaraș. Încerc acum doar trag cu urechile la piesă ca să văd când este un moment în care aș putea să intervin. Știi, de regulă, în momentul ăsta... Marcus Miller, nu tai! Tai așa un pic bucățele din suflet, că la Europa FM avem o regulă. Nu tăiem muzica, lăsăm, știi, de la primul până la ultimul beat. Dacă știam... Dar uite, nu mi-ai scris... Gândește-te tu la ceva de 2-3 minute. Nu mi-a trăznit în cap. Zis așa, oameni relaxați. N-aveam... Da, piesa asta este absolut fabuloasă. Da. Este. Și ce face băiatul ăla? Nu, doamne. Mersi mult de tot că ne-ai adus-o. Hai să încercăm. Doamne, cum sună basul ăla. Mi-e milă pe cuvântul meu să opresc vreo secundă. Este... Basul ăla de sună... Început. Doamne, cum este. Ding, dong, ding. Orgasmic, așa e. Este absolut incredibil, Marcus Miller. De ceva, nu știu, e... Adică transformă basul. Să las și Marcus Miller în clubul de weekend la Europa FM. Spuneam că mă doare sufletul să tai această piesă. Ai omorât-o, Teddy. N-am omorât nimica. Mi-ai tăiat o mână. Mi-ai ales două piese, una de vreo 1 minute și ceva și una de 6 minute. Ce să fac, mă? Sunt old school. Ca la Eurovision a trebuit, 3 minute maxim. Sunt old school, nu sunt de radio bun. Ca să reușim. Încerc scuze de pe acum, pentru că unele piese nu vor mai intra. Alege Michael Jackson sau Pink? Zi repede. Pink rămâne. Îmi cer scuze, Michael Jackson nu intră ora aceasta și știți pe cine să alergați. Nu cred. Pentru cele întâmplate. Zim de ce Marcus Miller? Pentru că... De ce? Pentru că este absolut fabulos, este un basist extraordinar, transformă... Adică duce basul într-o zonă... Nu, e altceva. E un pic alt instrument, dar e și altceva. Este mesajul melodiei. Ce-o fi, o fi. Nu mai trăiți în trecut, nu trăiți în viitor, trăiți în prezent. Ce se va întâmpla? Se va întâmpla. Nu știm, nu putem controla. Putem controla ce? Prezentul. Iubiți-vă! Dan Bordeanu în clubul de weekend la Europa FM. Este 15 februarie, ziua de astăzi. Hai să vedem ce s-a întâmplat interesant ieri și azi în muzică. Ne ajută Andrei Paleu. Este rubrica acum pe radio și acum încerc să-mi fac niște matematică, pentru că... Nu mai e timp. Da, de nimic. Da, mă, cum de nimic, că mai sunt 19 minute. Ce, Doamne iartă, mă nebunești. Ce aș putea să zic? Păi din alea 19 minute ce trebuie să faci mai repede? Ia-o și tu așa. Mi se întâmplă de alea, știi, ca la radio, trebuie să trăim din ceva și acel ceva se numește publicitate. Și cât ai? Câte minute ai? Fac acum, aranjăm lucrurile. Ce pot să zic? Băi, scuze, dacă m-ai văzut, trebuia să mă întrerup, că nu mă deranjează, nu am de astea. Și știu, crede-mă că am făcut și eu live-uri, nu de radio, dar de televiziune, poate și mai... Și știu ce înseamnă să vorbească unul și să nu se mai oprească, că îți vine să-i dai cu ceva. No, că... Sunt destul de dur să știi, tai în carne vie, dar... Păi, taie, că nu mă supăr. Uite, Andrei Dumitru, nu înțeleg exact ce vrea să zică, dar cred că vrea să-mi iei locul. Aveți mai multe camere, nu o garsonieră, Dan trebuia să stea în locul tău, Teddy, și invers. De ce? Nu înțeleg exact. A, probabil că nu vede bine cadrul ăla, nu știu. A, posibil și așa.
Nu, uite, sunt mai multe. Alina a fost la Timișoara și te-a văzut într-un spectacol. Probabil că Secretul Fericirii. Foarte frumos. Chiar Alina să ne scrii cum e piesa de și dacă a fost Secretul Fericirii, că poate n-a fost, nu știu, nu-mi dau seama. Poate n-a descoperit niciun secret. Am jucat, la Timișoara am jucat de mai multe ori. Și ce am făcut? Am întrebat de ce piesă să las, dacă Pink, și ghiși ce am făcut, am șters exact Pink. Am tăiat-o, dar nu mă întreba de ce, imediat o și recuperez. Trecând dintr-una într-alta... Uite, Gabi Ciurean îmi face și o prezentare. Nimic, râdeam. Nu e nicio problemă. O să te rog acum, chiar să vorbim despre... întâmplarea aia cu paparații, că am pomenit-o, da, și după aia pe final povestim despre film și unde ne mai vedem, cum ne mai intersectăm cu tine, în afară de Secretul Fericirii. Ai cu piesa? Ei, am găsit piesa. Spune de ce nu mi-a scris mie nevastă mea, că o adorme pe aia mică. Da? Da. Aveți program oră fixă la care trebuie să doarmă? Este distracție maximă. Adormitul seara durează vreo... Bine, dacă ești norocos o oră, dacă nu, două ore jumate. Asta dacă nu se decide la 4 dimineața să te trezească și zici că ai apăsat play on, ce vrei tu, și a tulit-o în cal. Băi, este ceva... Și vine, sare peste voi în pat sau cum face? Nu, că doarme când dormim împreună, tu trei în pat. Doarme lângă noi, are pătuțul ei lipit de patul nostru, știi? Și nu vă e ciudat? Nu, nu ne e ciudat. Se pare că este cel mai bine pentru copil. În primii trei, chiar uneori se întâmplă și 4 ani, pentru că îi oferă foarte multă încredere în sine. Okay. Acest stat alături de părinți. Știi? Am trecut bine și peste perioada de înțărcat, că a dormit tasul cu ea, doar eu cu ea, mă rog. Și, băi, zbughești după amiază. Mai crezi dințișor acum? Mai ies măsele, din păcate. Uite, exact în perioada asta mai ies câteva măsele și... Băi, și te doare sufletul, la care noi adulții n-am rezistat. Cum rezistă ei? Știi? Gândește, dacă e durere atât de puternică încât poate provoca și febră, știi? Mă refer la primii, la caninci, la... Măsele la fel sunt enorm de dureroase, sunt ceva. Și da, se chinuie sărăcuța din cauza asta, da. În rest, asta vreau să spun, după amiază că se trezește, că are un singur somn acum, e așa, e un pic iaunică, știi, e așa, un pic off. În schimb dimineața, indiferent că e 3, 4, 5 dimineața, zici că n-a dormit, zici că nu s-a întâmplat nimic și a părit. Și exact că după amiază tu ești pregătit să o preiei, ca să zic așa, știi? Dar atunci ea încă mai doarme, vreo jumătate de oră încă mai stă, se mai alintă în brațe, se mai stă așa tăcută, se mai uită în gol. Dar dimineața când nu ești pregătit să o preiei, Doamne, ferească, Sfântul. Este pe baterie, este ceva. Dar e atât de mișto că, na, sigur, e a mea, acum o laud, dar nu te poți supăra, adică indiferent de cât de chiaunie și de rupt în gură. Ați vrea să-i mai faceți un frățior, o sorioară sau... Nu v-ați făcut încă planuri. Să vedem dacă trecem peste momentul ăsta. Trecu peste ce era cel mai greu. Da, începutul e. Da, se spune că de la al treilea în sus se cresc singuri. Să vedem. În Baia Mare ajungeți? Ne întreabă Cati Roșca pe Facebook. Nu, din păcate nu în perioada asta. Dar pregătim mai multe plecări de prin toamnă. De fapt și începutul de vară și de prin toamnă o să tot mergem cu Secretul. Și nu știu să spun acum, dar... Există posibilitatea ca de altfel în orice oraș din România. O să spun o întrebare și să mă oprești dacă intru în subiect delicat. Radu întreabă pe WhatsApp dacă ai mai ținut legătura cu Adela. A, sigur că da. Da, o relație civilizată, ne-am întâlnit și la niște evenimente de-astea comune, na, nu știu, prieteni comuni și așa. Nu, o relație absolut civilizată și de fiecare dată vorbesc cu Adela, bineînțeles, 99% din conversație este despre cei mici. Adică Maria în cazul meu și cei doi puradeia ei să-i trăiască, să fie sănătoși. I-ați împrietenit copiii între ei? S-au cunoscut atunci la... Bine, nu veniți al doilea, ei nu știu cum îl cheamă, Alex parcă e primul, dacă nu mă știu. Mă iertați, n-am reținut, sunt rău la reținut de nume, am o problemă. Dar da, s-au întâlnit. A, bine, ce vorbești de copii de 2-3 ani? Na, ce? Dar știi că atunci se leagă prietenile. Nu știu dacă se mai recunosc acum. Nu, dar e o relație civilizată și cu asta basta. Nu știu, nu vorbim foarte des, nu, dar nu avem nimic de părțit și nimic de... Na. Viața merge mai departe. A, cu siguranță, nicio legătură. Da, eu...
ce ziceam? Că ziceam ceva și mai cu întrebarea ta delicată, care nu e delicată. Mă rog, e ok, e normal. Nu mai știu. Îți spune lumea des întrebări de genul ăsta, știi, să-ți intre în viața personală? Că chiar vorbeam mai devreme la un moment dat. E un fenomen, dat, știi? Ce se întâmplă? Omul care te vede la televizor, mai ales în perioada, acum mai rar, pentru că realmente apar mai rar la televizor, Doamne ajută, nu mi se mai întâmplă atât de des chestia asta, pentru că la un moment dat devine deranjant. Ce sunt? Omul când te vede la televizor, mai ales în fiecare seară, are senzația că te știe foarte bine. Și că își poate permite să te întrebe, să se comporte ca... Nu știu, cum s-ar comporta cu un prieten foarte bun, da? Problema e că tu nu-l vezi pe el în fiecare seară. Și de multe ori ai reacții... Măi, deci, realmente, nici nu știu cum să reacționez, pentru că nu vreau să fiu nesimțit, nici mitocan, nici rău. Dar îți vine să... Pentru că te trage așa de mâne, că știi și la propriu și la figurat. Stai, mă, omule, că eu nu te cunosc pe tine, eu nu te-am văzut în viața mea. Da, tu m-ai văzut la televizor, acum eu ce să fac? Știi? Se creează fenomenul ăsta și e nervant rău. Așa că, na, zâmbește oameni, știi că spuneam la un moment dat într-un interviu că eu sunt unul dintre cei mai fericiți români, pentru că într-o țară în care toată lumea e mohorâtă, toată lumea e deprimată, toată lumea e gri și tristă pe stradă, mie, România, îmi zâmbește. Pentru că oamenii care mă recunosc îmi zâmbesc. Pur și simplu, nu hohote de râs sau nu vor neapărat să sară, să facă fotografii tot timpul, îmi zâmbesc și cu asta basta. Și mie România îmi zâmbește. Asta e foarte frumos. Da, e. Tap, tap, tap. O să te rog să ne limităm chiar la 2 minute, așa că o să te alerg pe repede înainte să spunem întâmplarea noastră. O să spun pe foarte repede înainte. Sper să se și înțeleagă ceva. Da, știi că eu. Scrie foarte frumos, apropo de zâmbit, mai în 2 minute jumate, cam așa o să intrăm. În spatele tău, în cadru, nu știu dacă te-ai uitat pe Facebook, scrie exact normalitate... Și exact secvența asta din scrisul de pe pereții noștri îți intră în spate. Chiar, exact asta intră. Da. Foarte mișto. Când ești pe undeva în afară, apropo de zâmbit, observ oamenii că mai zâmbesc pe stradă. Sunt da, îți răspund la zâmbet. Fără să se verifice aici, dacă... Exact, aici eu cumva, dar de ce zâmbesc? Adică ce vrei de la mine? Stai mă, că nu vreau nimic, mă compor normal. Sunt un om normal care în interacțiunea cu alt om zâmbesc. În sensul în care nu sunt pericol, îmi face plăcere să văd alt om și așa mai departe. Nu, dar aici da, lucrurile, dar nu în cazul meu, ți-am zis. Mă uitam la, apropo de interesul ăsta pentru viață privată, am văzut un interviu de la Măruță de acum vreo 2 ani sau ceva de genul ăsta, când vorbeau despre căsătoria ta. Mi-a plăcut acolo ce răspundeai, era reporterița, ți-ai ținut secretă? N-am ținut-o secretă, doar că n-am invitat pe toată lumea. Exact, adică n-am făcut din asta și aș fi putut, știi, că obțin tot soiul de discounturi, lasă că te dăm noi pe locația sau mai știu eu ce prostii, dar băi, nu știu, mie mi se pare... Au încercat să-ți vină cu aranjamente de genul ăsta? Nu. Nu pentru că nici n-aveau de unde să știe. Uh-huh. Pentru că, și, repet, nu a fost secret. Nu am zis că și ei. Nu m-am lăudat. Și cei care și știți că na, și vedeți în fiecare zi, și cu scandalul și cu nunți și cu părțel și cu despărțiri, cu ce vreți voi. Nici la ei lumea n-ar ști dacă ei nu s-ar duce să spună. Pot să spun una scurtă, am o prietenă foarte bună care lucrează într-un post de televiziune pe Monden. Și există niște vedete din astea care tot apar. Da. Și dau un SMS cu aterizez în data de cutare, la ora cutare pe aeroport, dar vă rog să nu mă așteptați. Da, nu. Băi, să știi că i-am cunoscut, l-am dat la o filmare, veniseră niște băieți fotografi care lucrau și ca paparații, știi? Și absolut, deci cât de naiv poți să fii, Bordeianu. Și la un moment dat au început să-mi spună, păi stai mă puțin, că mare parte din... Bine, acolo discutam normal, adică nu veniseră ca paparați. Poate mai mult de 70% din pozele de paparați erau aranjate. Da. Da, e o industrie. Într-un fel înțelegi, dar acum depinde și ce-ți dorești în viața asta. Nu? Depinde, cu unele se întâmplă, altele telefon, sunt reale. Am primit telefon, nu spun de la cine, am primit telefon, vină cu un scandal, 5.000 de euro în seara asta. Păi, dar trebuia să mă duc cu un scandal. Ce? 5.000 de euro. Și eram ieftin, că nu eram în zona de rating, știi? Wow. Adică îmi dădeau puțin. Și asta în perioada actuală? De, sau? După telenovele atunci după, când era... După, relativ recent. Poți să zic așa? Băiete, bagă-ți mințile în cap. Da, nu, este, rămâi... Cum, mă? Dar nu, știi care e problema? Problema nu e a lor, ci a oamenilor care privesc asta. Că ți-am zis, discutam mai devreme lucrul ăsta, dacă marea majoritate a oamenilor ar fi lucizi cu capul pe umeri și n-ar realmente... Îmi cer scuze pentru expresie, pune botul la prostiile astea,
lucrurile n-ar funcționa atât de bine în zona asta. Revenim. Dar măcar asta se aude pe Facebook, nu? Suntem în direct în clubul de weekend la Europa FM și mărturisesc că am făcut o descoperire interesantă în ceea ce îl privește pe Dan Bordean. Nu este mai greu de stăpânit decât Florin Piersic. No, 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 repede no. Cu paparații. A, da, vrei tu neapărat să spun povestea asta, dar... A fost la un eveniment. Merg la un eveniment, beau un singur pahar de vin, evident, nu conduc spre drumul spre casă, o rog pe prietena mea din perioada respectivă să conducă, firesc. La un semafor, mașină mă blochează în față, mașină în spate, ea fiind domnișoară, fată la volan, s-a speriat, îți dai seama, au sărit vreo 3, 4, 5, habar, dar nici mai țin minte, făcând poze și filmând. De la un ziar de ăsta, tabloid. Că ce faci, de ce ești în dreapta, ți-au luat carnetul? Nu, fraților, am fost la un eveniment, am băut un pahar de vin, realmente un singur pahar de vin, se vedea și pe înregistrare că nu eram băut, nici măcar nu se punea problema, și normal, nu conduc, am rugat-o pe prietena mea să conducă. Bun, a doua zi apare știre, beat, dar nu la volan. În știre nu scrie că era bad, pentru că evident nu se vedea că sunt bad, video realmente se vede că nu sunt bad, cred că există și acum în arhivă, nu contează. Ideea este că ce a fost mai grav și cazul meu e fericit, pentru că sunt o biată vedetuță dintr-o țară, eu vorbesc aici de ce se întâmplă în România în general. Ce s-a întâmplat în ziua respectivă, mă sună un prieten, un amic, destul de apropiat, și îmi spune, ce au făcut, mă, te-au prins bea la volan? Un prieten. Care asta pentru că lumea nu prea mai citește care nici măcar n-a înțeles titlul. Nu mai vorbesc de conținut. A văzut doar poza. Nu poza, că poza n-avea nicio treabă. Poza eram eu normal. 15 secunde. 15 secunde pentru noul film lungmetraj pe care îl începe 1 aprilie cu Mihai Sofronea, Căutătorul de Vânt, un titlu s-ar putea provizoriu deocamdată, alături de Libra, de Libra Film, de producătorul Tudor Giurgiu, un scenariu foarte complicat care se va filma pe tot parcursul anului cu foarte multe schimbări și la mine ca personaj și la... și la poveste. O să fie tare. Dan Bordeanu, mulțumesc mult de tot pentru că ai venit în clubul de weekend, pentru că plecați în turneu și o să vă vedeți cu publicul și la Palatul Național Copiilor pe final de martie, cu Secretul Fericirii. Martie, întrebarea cheie. Ești care? Fericit? A, nu. Habar n-am. Nu. Deci asta, să mor. Mi s-a mai pus întrebarea asta. Băi, oameni, stai puțin. Deci scurt. Nu poți să stai în starea aia de fericire constantă, da, știi? Nu. De nu. Ce? Pentru că sunt normal. Care e secretul fericirii? Să nu aștepți fericirea. Să te pui în situația de a o primi. Dan Bordeanu, ar fi stupid să fiu tot timpul fericit. Clubul de weekend. Mersi din suflet pentru că ai acceptat invitația noastră. Seară de milioane în continuare. Mulțumesc și eu. Despre clubul de weekend continuă pe frecvențele Europa FM. Rămânem și în ora următoare cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. Vin și știrile aduse de Adriana Sârbu la ora 20 fix, era să zic 21, să mai sar peste o oră. Mulțumim că suntem împreună. Mami, bunica lui Bogdan i-a spus că toamna și iarna trebuie să avem...